vreau să învăț să programez doar ce vreau să creez. Vreau să învăț să programez deoarece îmi doresc să am o astfel de carieră și... Mi se pare un domeniu foarte interesant. În primul rând, chiar dacă nu vrei să te faci ceva neapărat în domeniul ăsta, te ajută să gândești, te învață să gândești. Mi-ar plăcea să am cunoștințele necesare să fac ceva deosebit în acest domeniu. Și mi se pare ceva fascinant să poți să faci, să programezi. Și îmi place. Îmi place și pot spune că mă și pricep. Sunt pasionat din clasa 5-a sau a 6-a, când căutam hack-uri de Metin 2. Și asta fac de la 4 ani, adică de la 4 ani am primit un calculator și de atunci tot învăț ce e pe, în jurul lui. Practic asta de la clasa 8-a. M-a ajutat să încep de la vârstă cât mai mică. Îmi place să văd ideea mea pusă în computer și după aceea din ideea mea reiese un rezultat foarte interesant. E, nu știu, un hobby, îmi place. Visul oricărui băiat e să programeze joc, dar știu că e competiția atât de ageră încât șansele să ajung să programeze jocuri sunt mici. Sunt pasionat de jocuri și dacă aș putea să fac un joc ar fi cea mai mare realizare. Pentru că poți face jocuri și se câștigă și bine. Pe viitor o să te caute programatori și e foarte important pentru mine să obțin un job bun pentru a avea un salariu foarte bun. Pentru că mi se pare un job care să ofere și o satisfacție materială și o satisfacție de plan personal. Cred că niciodată nu mă pot plictisi dacă ajung să lucrez în domeniul ăsta. Pentru că asta îmi place mie să fac cel mai mult. Vreau să văd ce iese din ceea ce scriu eu într-un cod. În primul rând îmi place rezultatele, am mai făcut chestii de genul ăsta în trecut și îmi place sentimentul la sfârșitul unui proiect. Să-mi placă ceea ce fac. Și am venit la această conferință deoarece codarea și programarea reprezintă o carieră de viitor pentru mine. Pot spune că am învățat lucruri noi? Foarte interesant. Oameni cu povești diferite care ne-au învățat foarte multe în această zi. Consider că am învățat foarte mult. A fost interesant, adică mi-a deschis într-un fel ochii. Super. Foarte bine organizat. Mi s-a părut foarte interactiv și... Interesant că am văzut și alte modalități de a frânge unde aș vrea să ajung. Cei care au venit aici au fost foarte deschiși, au vorbit foarte bine. Știu ce vreau să fac acum și am învățat de la ei. Au prezentat experiențe personale care ne motivează și ne dau, nu știu, un push așa. Și mi s-a părut foarte inspirațional să, de exemplu, să pot să învăț din greșelile lor, să nu repet aceleași erori pe care le-au făcut ei. Și motivațional, nu știu. M-a inspirat. Chiar m-au captivat. Genial. Mă numesc Alexi Daniela, de la Colegiul Național Matei Basarab. Ainesc Costin, sunt de la Colegiul Național Matei Basarab. Turcu Ștefan, am 16 ani și vin de la Matei Basarab. Suditu Andrei. Sunt de la Liceul Matei Basarab. Mă cheamă Panfileu Monica Gabriela și vin de la Liceul Grigore Moisil. Dumitru Iulian Andrei și sunt de la Liceul Grigore Moisil. Mă cheamă Florescu Andrei și vin de la Colegiul Mare Național Matei Basarab. Teodora Dumitrescu, vin de la Colegiul Național Grigore Moisil. Tudor Madan și vin de la Matei Basarab. Guța Vlad, sunt de la Colegiul Național Grigore Moisil. Mă numesc Dan Voinea, vin de la Colegiul Național Grigore Moisil. Andrei Oprea și sunt din Matei Basarab. Mă numesc Moral Levin Nicolae și vin de la Colegiul Național Matei Basarab. Mă numesc Lică Ștefan și vin de la Colegiul Național Matei Basarab. Ana Stoica, de la Colegiul Național Grigore Moisil. Mă Ioana Popescu și sunt de la Colegiul Național Grigore Moisil. Mă cheamă Lupu Maria, am 15 ani și vin de la Colegiul Național Grigore Moisil.